67 din 21/5/2021, vă invităm să participați la lucrările de ședințe ordinare a Consiliului Local Comunal, care va avea loc în data de 28/5/2021 la orele 10:30 în sala de ședințe. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică-privată a Comunii Sănduleni pentru realizarea obiectivului de investiție de rețea fibră optică aeriană în unitatea Sănduleni către SA, inițiator primarul Comunei, însoțit de raportul de specialitate a companiei de specialitate. Doi, proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii limitelor de reprezentare a reprezentatului legal al unității administrativ-teritorial Comuna Sănduleni, în adunarea generală națională a SA, compania regională de apă Bacău, la care Comuna Sănduleni este acționar și în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomplementară Bacău, inițiator primarul Comunii, proiect însoțit de raportul de specialitate al viciului primarului. 3. Proiect de hotărâre privind administrarea la apariția domeniului public în Comunii Sănduleni, în teren de dispoziție de drum public, inițiator primarul Comunii, proiect însoțit de raportul compartimentului de specialitate. Și 4. Diverse. Primul, să punem la vot de la ședința anterioară. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces cu proprietatea publică-privată a Comunii Sănduleni pentru realizarea obiectivului de investiție rețea fibră optică aeriană în unitatea Sănduleni către SA, inițiator primarul Comunii, proiect însoțit de raportul de specialitate a compartimentului de specialitate. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Punctul 1. Societatea E.ON și E.ON vrea să extindă fibra optică pe Comuna Sănduleni. Și au depus un modul și conform avizului de structura de specialitate din cadrul Consiliului Local, trebuie să obțină avizul Consiliului Local. El ce el de el vrea să introducă cadrul pe Comuna Sănduleni. Primar, dar aici scrie aeriană. Și ar trebui să știu eu, legii să bage subteran fibra. Cam și viitorul e subteran, totuși rețele sunt la noi, așa, aeriene și energia așa. Dar viitorul e de subteran, le permite tot timpul să... Ideea este următoare. Eu nu am fost de acord cu subteranul, având în vedere că pe zona domeniului public, unde ar fi produs ei cabluri de telefonie mobilă sau de cabluri, noi trebuie să-i introducem producția de gaze. Pe zona, spre exemplu, pe zona mea, am luăm telecom, am electric, am canalizare. Dacă lor de mai permit și el ce este și el de este, unii mai introducem conducte de gaze. Nu avem spațiu. Zona este de 7 metri. Adică, pentru mine, interesul major este de extinderea anumitor investiții, de construirea anumitor unități. Ei au un protocol, totuși, E.ON, prin care le dă voie să introducă aceste cadre pe rețeaua lor de E.ON. Adică de-aia s-a aplicat ideea că nu va tot accepta subteran. Și încă o întrebare, domnul primar, dar cine din Coma, acolo, la Feralul și până la Bărzulești, este cadastrată? Care de asta? Drumul de la Feralul și până la Bărzulești. Ultimul drum pe Sândeanu nu este cadastrat. Și atunci, pe ce bază a făcut noi, dacă nu avem de cadastrat acolo? Cum s-a făcut? Da, drumul... Da, nu este cadastrat. Nu este cadastrat? Nu este cadastrat. Adică e efectuat lucrări pe o zonă din domeniul public al Comunei Sănduleni, neavând extras de cadastru social, neavând intabula zona respectivă. Adică nu putem să dăm acceptul pe o zonă care nu este încabulată. Zona respectivă. Ați mai verificat alte zone? Nu, aici am zis. Ok. Deci dacă, sigur, tu știi mai bine, ultimul drum pe stânga, de la felal, ca face legătura cu București. Da, uitați. Dacă nu este cadastrată, nu putem aproba. Înseamnă conducta de apă care face legătura. Din subteră. Deci nici noi nu am luat în conducta de apă și este la străbătică. Da, deci trebuie neapărat cu asta. Adică noi, în principiu, o să le dăm, o să fim de acord să introduc în zona respectivă, dar ei, conform atunci structuri de specialitate, au obținut 30 de ani. Adică nu suntem împotrivă, dar până nu cadastrăm de aia, eu aș propune să... Este eu. După ce finalizăm cadastrarea, îi punem din nou glorimerețe. Exact. Da. Nu avem... Nu? Da, nu avem nimic. Este o perioadă de... Nu știu dacă e concesiunea asta. Până când le dăm voie sau este pe perioada nelimitată? Am discutat termenii ăștia. Deci nu am discutat termenii. Nu am discutat. Dar, cum să zic eu, eu cred că e o comunicație cineva de adică e una toată roșință. Nu. O investiție. Nici mai mult. Beneficiar din cetățenie. Adică au tarife și ce pachet cu partea. Problema care a spus-o domnul Malean, știu acest organism s-a gândit bine, e o situație, să zicem, nu similară, dar în alte condiții. Respectiv, sus pe care de World, tot această firmă, el ce este, el de este, vrea să construiască o... Nu știu cum s-a numit. Cum? O antenă pentru... telefonie mobilă. Fibra asta optică este pentru internet și... Ei, situația este că ei au fost puțin mai șmecheri. Au zis pe zona respectivă că am curent electric. Și am zis, domnule, dar eu pe mine curent electric m-a costat până acolo 500 de milioane. Cât îmi dai dumneata concesiunea pe o suprafață? El spune așa, domnule, concesionează lângă o suprafață din pajiște de 200 de metri pătrați. Și zic, dacă nu plătești timpul pe aia 200 de metri pătrați? Și îmi spune 800 de euro pe an. Și zic, domnule, ok, sunt de acord cu chiria alimentară 100 de euro, dar eu am tras curentul acolo în valoare de, ca un exemplu, 200, 100, eu știu cât m-a costat, nu știu cât m-a costat. 100, 200, dacă nu vă uitați pe deviz, puteți să ne dăm seama. Dă jumătate din preț, da? Plus concesiunea. Adică până la urmă beneficiez și eu și tu de acel curent. Eu l-am făcut, dar dă jumătate de preț din zona respectivă. Ei vor. Am curent electric, dar el să tragă ei curentul electric până la timp costă 500 milioane, 300 milioane. El beneficiază de el. Și atunci au depus și o cerere în acest sens, dar n-am pus-o pe ordinea de zi pentru că le-am spus, domnule, sunt anumite condiții. Și ei au spus să le transmit solicitarea către șefii dumneavoastră, dacă sunt de acord, să-mi plătească jumătate de sumă. Dar eu trebuie să mă duc acolo. Cât a costat rețeaua electrică de jos, de aici, de la Caravan, până sus. Nu știu cât a costat, dar știu cât mă duc așa mie, bă, e 55 de milioane. Plus cablu până sus, plus... Adică... Da, într-adevăr, ca și ei sunt eficienți și preț bun și chiar la Bacău s-a abonat și la televiziune și la internet, la ce de la ele. Ai ok, dar trebuie să fie și noi... Nu, mă zic pe partea de... și internet. Până la urmă, da, ai la început de contract suma de pentru care utilități, plus 800 de euro. Da, nu am nimic împotrivă. Nici măcar nu trebuie făcut cu un calcul atât de precis matematic. Nimic pentru că eu am venit de instalații electrice? Da, cu instalații... Asta, curent electric, costă în jur de 400-500 de milioane, stai 250 de milioane la început de contract, plus 800 de chiriatare. Așa este că ai făcut un calcul. Nimic e un calcul. Ai un deviz, eu de acum 5-6 ani. Și eu ți-au bani de acum 5-6 ani. Dar problema este dacă suportă rețeaua care ați tras-o. Voi consumator. Da. Acolo depinde de fiul. Da, trebuie stipulat și în contract. Nevoia de energie. Dar noi ce-am făcut? Am indicat că au fost făcute pe o energie, știu ce spune, de kilowatt mai mare cu 10. Dacă este și la un moment dat aveți dreptate, și am discutat asta. Ei spune, domnule, că nu am un consum. Eu nu pot să zic că e bine sau nu e bine. Va trebui să fac o expertiză și cazul respectiv, cât consum eu, cât consumă el, și expertul spune ok. Dacă nu, ei se spune ce nevoie au de ce cantitate de energie, ce putere au nevoie și să nu depășească, să se stipulat în contract la fel. Dacă mâine vin cu altul, mai refugie. Da, da, ei acum, nu au mai venit, de o lună jumătate nu au mai venit. Adică când s-au retras, acum vedere că am solicitat niște sume. Nu le-am spus în scris, nu le-am spus nicio sumă verbală, dar le-am spus. Vedeți că lucrarea mea a costat 100, 200, nu știu cât costă, jumătate din aia. Și probabil domnul respectiv, luată legătura cu domnul director de la ei, el ce e, s-au reprezentat în zonal, și i-a explicat, dar n-am mai primit nici o rugăminte, nici o adresă, nici o informație. Nu, dacă nu îi concesionăm terenul și trageți rețeaua. Dar nu vreau bine, adică ți-i dau 800 euro, ți-i dau după așa comunală, 2-300 euro. Și așa, animalele nu trebuie să paschi. Hai, țin 800 euro, dacă eu un metru pătrat, sunt puțin. Adică dacă îi lași bine, dacă îi cereți mai mult, nu ridicați prețul. Nu, concesiune, concesiune. Nu e ok că știți mai mult. Dar nici ei de obicei nu cumpără niciodată. Chiar dacă plătesc mai mult, le convine să ai o concesiune. Așa sunt toate contractele lor. Venim vorba de sume de bani. În viitor nu s-a venit o sumă mare, dar nu ai o sumă în 10 ani. S-a vândut fiară. S-a vândut fiară. Comuna Sănduleni a încasat 600 de milioane bani. S-a vândut ferma, s-a vândut, da, ferma. Cu cât? Deci nu știu cum s-a vândut. Eu nu am acces la aceste informații, dar impozitele pe clădiri ce au fost acolo pe pământ nu au mai plătit de 10 ani, cred că. Nu de 10 ani, de 10 ani, 10-12 ani. Și tot s-a adunat, tot 600 de milioane. Și a plătit pentru a încheia actele la notarul că s-a certificat fiscal pe zero. Și a venit și a plătit 600 de milioane. Bă, bineveniți în bugetul local. Dar puneți la apărerea de vorbesc de apare pe sfârșit. Nu se poate. Pentru că nu se soluționăm. Să soluționăm chestia asta. Respingem. Păi ce dacă așa? Se respinge. Se respinge. Și spune și ideea următorului. Se va pune pe ordine de azi, după catastrofă. Păi nu, dar trebuie să-l supunem la vot și... Supuneți la vot. Supunem la vot și după aceea. Da. La vot și la vot. Da. Supunem la vot. Cine este de acord? Cine este de acord? Noi. Nu, domnul, deci, domnul Sacanco l-a spus să se respingă până are loc anastrarea tuturor drumurilor. Deci acum să pune la vot propunerea dânsului de respingere. De respingere, da, sunt de acord. Da, cine? Stabilirea limitului de prezentare a reprezentantului legal a unității administrativ-teritoriale a Comunei Sănduleni, adunarea generală a societății companiei regională de apă Bacău Sar, la care Comuna Sănduleni este acționat și AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomplementară Bacău, inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate a viciului primarului. Domnule Cal, precizați din asta. Noi suntem membri la ADIB, Asociația de Dezvoltare Intercomplementară Bacău, și suntem și acționari la CRAB Bacău. CRAB-ul este compania regională de apă Bacău, unde este societatea comercială. În 2014, atunci noi am aprobat și studii de specialitate și indemnizarea directă către CRAB. Pentru că suntem și în partea asta în asociație și noi trebuie ca să verificăm ceea ce face CRAB-ul, dar suntem și acționari la CRAB, adesea vine o incompatibilitate. Iar la un moment dat, deci nu numai că s-a respectat și se respectă în continuare, dar trebuie și scriptic să se facă această diferențiere. prin ceea ce se spune aici, din felul următor. Ori de câte ori au modificări de prețuri la CRAB, vis-a-vis de tarifele de apă canal, Consiliul Local la aprobă. Ori de câte ori, nu-i vorba numai că acum că s-a dat către CRAB, dar doar trece la mână privată, când la un moment dat are să trebuiască să fie scoasă iar la licitație acest serviciu, că e vorba de serviciile publice, tot Consiliul Local va stabili dacă are loc prin înfredințare directă sau prin licitație. Când va fi vorba de licitație, atunci va aproba și fișa de date de achiziții, măsuri de fezabilitate, absolut tot, chiar și modelul de contract. Acum cum s-a aprobat și cu CRAB-ul. Deci asta a fost acum în 2014. Deci acum se face o delimitare strictă, nu numai că nu s-a respectat, s-au respectat pașii ăștia. Dar trebuie și scriptiv să fie. Deci Consiliul Local de fiecare dată va decide vis-a-vis de care sunt atribuțiile sale și va mandata pe domnul primar a vota ori la ADIC, ori la CRAB, cum va spune Consiliul Local. Nu. Așa, până la vot. Ce nu știu atunci? Împotrivă, abține. Punctul de proiect de hotărâre privind atestarea la apariția domeniului public al Comunii Sănduleni a unui teren cu distanța de drum public, inițiator primarul comunii. Proiect însoțit de raportul de companie de specialitate. Conform noi investigația, trebuie să avem toate lumea din comună care asta este foarte greu să cheltuim o sumă de bani, foarte mare, dar ce noi am încercat și anul trecut, am cheltuit vreo 920 de bani, încercăm intabularea tuturor drumurilor comunale. Acum intabulăm drumul de la Comanul, am luat-o pe sat. Drumul de lângă școală nu este intabulat, tehnic. Intabulăm și zona respectivă. Avem un limitator prin care ne precizează lungimea și lățimea și, pe baza acestor măsurători, introducem acel drum în domeniul public, respectiv linie dentală cu domeniul public al Comunii Sănduleni, pe suprafață. Adică, una este de dus să măsori cu lureta și vedem că sunt diferite. Și atunci, înainte, când făceam un drum, se intabula doar terasamentul și apostamentul, acum se intabulează din gard în gard. De ce? Pentru că se constată că între rigoră și gard rămân în spațiu. Tu nu poți să mai torci 20-30 cm de tonă, că nu este altă și atunci toată zona este musicală. Dar nu se lucrează, nu se îndreaptă, toată suprafața. De asta, dacă o să vedeți diferențe, dacă cineva din punea să vedeți că în inventarul cu domnule, la Bucăr, acum, să zicem, avea 700 de metri pătrat. De ce acum am 756? Să știți că zona aia mică, nu între rigoră și proprietate, nu era inclusă, dar zona unde efectua lucrări constructor, acum, din gard în gard, astfel încât să te poți să faci niște modificări de proiect, de soluții tehnice. Și manual, ce e în afară de proprietate? Ok. Da. Să punem la urmă și tare acolo. 4 diverse. Nu trebuie să văd. M-am gândit puțin, dar n-am făcut nimic, am tins să modific. semnaturile situate pe Sănduleni, pentru că trebuie să facem procesele de bază de necesie parțială. Nu poți să faci branșamentele sau raporturi decât dacă ai procesele de necesie parțială. Adică să începe un raportul, raport sau branșamente, raport, nu știu cum. Pe, să zicem, pe coma, neavând lucra finalizată, că Sănduleni este finalizat. Și atunci, fie... Asemnăturile au fost doar pentru apă sau apă? Și pentru apă. Pentru apă, pentru că procesul de apă nu e apă, canalizarea nu e gata. Și nu se... Nu e gata și nu poate. Conform legislației nu poți să faci raportul așament dacă nu ai proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau proces verbal de recepție parțială pe anumite zone. Mai au de lucru, nu? La canal? La canal sunt probleme. Sunt niște probleme. Sunt niște probleme și nu înțeleg de ce sunt astfel de probleme. Trebuie să-i mai plătez de 4 miliarde. 4 miliarde și să zicem că e aproape tot ce era pe proiect, dar ne mai rămân încă 7 miliarde care vor face extinderea pe drumul național. Adică pe drumul național nu este de la intersecția zona. Exact cum a fost în zona asta. În zona asta nu era, am renunțat pe parte. Dacă ai banii, faci extindere. Am fost, și au fost și monofice, și am început să măsor și eu cotele de pe fundul bazinelor. Și pe canalizare se acceptă o pantă de 3 până și la 7%. Adică, ce înseamnă? Dacă am un tub de canal aici, unul aici, la distanță de 50 de metri, eu pot să-i dau o cădere de... Între 2 și 7. Între 2 și 7. Hai să zicem, 1,5, 2, între 2 și 7, dar îți zice între 2. Adică, eu pot să fac o cădere de 10 cm, adică să față de cota să fie mai jos de el, sau pot să mă duc până la 35 de cm. Și m-am dus. Nu vorbim de zona din partea stângă, vorbim de zona din partea mea. Și se constată, după ce am luat măsurătorii doar pe 2 tuburi, pe 3 tuburi, se constată că ele sunt diferențe de 2,5 cm de tub. Asta înseamnă nici 1% pantă. Dar la ce distanță sunt canalele? 50 de metri din aia. Deci dacă e 2 cm, cât are? Și 0,5. Nici 0,5. Nici 0,5. Nici măcar 1%. Aproape inexistent. Inexistent. Principiul bază nu controlează. Apa se duce, dar vreau să rămâne. Doar apa simplu. Și atunci... Nici prea mare nu e bună ca mare nu, dar... A spus, între 2 și 7. Și noi mergem pe 5. Te pare, noi mergem pe 5. Adică 22 de centimetri din 50 de metri. Deci 5 ori 4, 4,5 parte. Nu ne-am dus nici pe 2, nici pe 7. Undeva la mijloc, 4,5. Eu trebuie să-i mai plătesc pe câmpul Tisic o 400 de metri lineal de pădută, pe care nu am plătit. Și m-am dat pe câmpul Tisic. Trebuie să-i mai plătesc. A venit cu 2 situații. Trebuie să mai plătesc la canalizare, la ce a făcut la stația de epurare. În total, 3-4 miliarde, nu știu cât trebuie să-i plătesc, 3 miliarde. 3-4 miliarde. Ei au venit și ieri, se le plătesc banii, dar până nu modificați zona mea, nu e zona mea, zona unii stau eu să mă înțelegeți că ea mea. Da, e întâmplător. Până nu mă duc că iau toată zona respectivă, nu pot să vă plătesc niciun eu. Adică, gândiți-vă să plătesc acum 3-4 milioane și să rămân cu zona aia suspendată. Adică zona aia, dacă stai și te gândești, 3.500.000 metri lineal. 3.500.000 cu 300 de metri, cât o fi acolo? 300 de metri, cât o fi? 200 de metri, să zic. E 700, 1 miliard, 1 miliard. Ei trebuie să-ți plătesc 3 milioane, dar termină lucrarea. Să o bună. Și ei spun, doamne, să ai bani din garanție. Doamne, dar eu la procesul de luare de licență, la terminarea lucrării, eu nu pot să spun cât din garanții sau din garanții. La garanție nu te poți agăța. E important să fie și treaba rezolvată. Dacă tu n-ai câte treaba. Cum să-ți facă recepție? Dar hai că îți las din banii mei, dar lăsăm așa. Un lucru pe zona din partea stângă, la Biserica Adventistă, acolo au urcat, cum se spune, ca E.ON la povă. S-au chinuit 2 luni de zile și s-a constatat că nu pot trece de zona respectivă. La 4,5 metri câte vei introdusă, slugea, conducta, se rugea o mamă. S-au chinuit acum. Da, 2 luni de zile. 2 luni de zile s-au chinuit. Acum s-a găsit altă soluție de la Dan Grasu. Știți unii Dan Grasu. La E.ON Alderanu. Facem o traversare în partea asta, îmi permite cota, că am dat cotele, sunt 10-15% cădere, iar de acolo se preia până la traversare, până la Biserica Adventistă, unde acolo, în proiect, este traversarea pe zona respectivă. Toate pe zona mea, de pe zona părții mele, se traversa în partea aia către stația de pompare. Acum era prevăzută în proiect. Deci singura modificare este că pe zona lui Dan Grasu mai necesită o subtraversare. Eu ce să-mi fac acolo? Ei spun așa, bun primar, am avut un moșnean. Și eu ce treabă am eu? Dar de ce tu o verificat? Da, o verificat. Am verificat toate cotele. Ce s-a întâmplat? Adică au scris cotele pe cal, totul s-a verificat. Ce s-a întâmplat? Toate cheltuielile, deci aici vreau să spun. Toate cheltuielile. Deci am avut o problemă cu băiatul ăsta de la mine, respectiv Costel Tepăduș, că a spus că Primăria Sănduleni face spălare de bani. Deci, domnule, nu că să plătești o lucrare de 2 ori. Deci, n-ai cum să plătești o lucrare de 2 ori. Deci, n-ai cum să plătești o lucrare. Și am o declarație, du-te, te rog, eu, din masa mea, am o hârtie de la mea, prin care toate cheltuielile s-a pătat al constructă, s-a dus, tot. Sunt banii constructului. De banii constructului nu poți să plătești de 2 ori. Ai acolo niște metri liniari, mai mult de atât. Pe toate procesele verbale care se transmit la minister, pe baza lucrărilor efectuate, cine își pune statele? Un reprezentant de la Inspectoratul de Stat în Construcție. Deci nu mai există acum domn primar, semnez acolo 5 metri liniari. Nu. Vine iară și îți măsoară la metru, inspector. Deci nu mai există. Că n-ai cum să... Băieți, ce zic? Păi ce fac? Vor să dea afară, să repare greșeala, nu? Dar n-au ce fac. N-au ce fac. Păi dați-vă. Deci, referitor la lucrarea canalizare și spații de curare, cum vă fac cunoscut faptul că în zona corectorul 4-2, zona Costelul de Păduș, datorită nivelul indicat la 50 freatice. E fost apă și oamenii au muncit. Eu Vasile cu toată ziua de lucru. Pe lungime de circa 100 de metri lineari, dar sunt mai mult de 100, cred că sunt 100. Nu știu, de la colț, de la Biserica Adventistă până la Neva de an, sunt 150 de ani, au spus 100. Nu s-au putut efectua lucrări la lungime de 5 metri. Urmare acestui fapt, s-a schimbat soluția tehnică de către proiectant. Pe această lungime, lucrări efectuate, transamente, conducte, au fost suportate integral de executant. Da. Adică trebuie să știi. Deci dacă greșești un constructor, exact cum a fost la grădiniță. Domnul a greșit omul. Dar nu trebuie să scrii toată clădirea dacă a greșit. Când a pus călămida aia, putea să pună o călămidă cu glas seismic foarte ridicat, având o rezistență la compresiune, atât pe fața laterală și pe fața de așezare, de 22 de kN. El a venit, n-are nicio vină omul, a venit la licitație cu o călămidă care costa 300 de lei, iar asta a costat 5-600 de omul, a dat comandă de călămidă de 3-200, nu a mai verificat caietul de sarcini pe care prevedea. Ei, acum acesta, dau toată cădirea jos, am pus la scoatele de restaurată, legătura cu un expert de vin și expertul de la București a zis pentru suplimentarea a 2,5 a 5 kN pe metru pătrat necesită ce? 2,5 cm de tempuială reprezintă 2,5 kN. Scurt. Dacă tu ai o tempuială de 2,5, ea reprezintă 2,5 kN. Mai pui încă 2,5 cm, ai 2,5 kN. Adică 17 plus 2,5 face 19,5. Nu este de ajuns, că trebuie să am 22 de km. Ei, și atunci ce spun? Punem plasă de Buzău, pe stânga și pe dreapta, o ancorăm care mai reprezintă 2,5 km. Iar acum, clădirea aia o iei cu totul. Dați seama, e mult mai rezistent. Dar nu am închis ochii la cea călămină. Acum, vă dați seama, puteam să închid ochii. Nu am închis ochii. Și mai mult de atât, țineți minte un lucru. Toată plasa din Buzău aia care este acolo, că mă șuită pe parte și parte, plus tempuiala cu 2,5 cm, că nu ai voie mai mult de 5 cm, a suportat-o constructorul din banii lui. Pentru că el are și banii și noi. Noi, dacă greșim o soluție tehnică acolo, nu asumăm, constatăm el. Deci așa și aici. Dar, cum să zic, la oamenii care te aștepți mai puțin, ei obiectează, dar tot la cunoaște noțiune. Adică eu vă spun sincer, oricare dintre dumneavoastră, orice cetățean al Comunei Sănduleni, dacă vrea să verifice ceva, vă stăm la dispoziție cu orice document, cu orice, adică să verificați. Înainte de a transmite o informație, el chiar m-a consumat puțin. Bă, verifică informația aia, acum pot să spun ceva de, da, de domnul ăla, că a făcut ceva, că a venit și ziua, dacă nu. Adică informația aia trebuie verificată. Nu poți și mai mult de atât. Sunt atâtea organe de control care te verifică. Uita de contul, este ISC-ul. Nu mai există așa ceva. Nu mai există. Hai, te întreb, doctorul, frumos. Dar mă, ce întrebați, mă, ce? Vedeți scândinița chiar se mișcă bine? Ați văzut cum se scândinița. Chiar le scândinița și uitați-vă. Zi de zi, constatăm că mai trebuie ceva și constatăm că mai trebuie ceva și foarte. Deci gândința aia chiar se va construi, s-a construit, se va construi cu riscuri mari și cu probleme. Se constată ce a fost azi apa care vine de pe drum, da? Eu am zis că era valea, dar nu era valea. O era așa, da? Și se duce la micuț, în gărină. Dar nu era doar, o mai e și așa și se duce la dorină. Înțelegeți? Un canal de preluare a viațului. Acum nu, trebuie canal, dar deci un zid. Un zid radial, canalul din preluare la fel, când în momentul când vine apa aia mare, nu mai ia de canalul. Canalul toată valea alea. Dar problema e și că de aia care au șanțările. Că degeaba asta e șanță din fața grădiniții și... Asta este, că șanță nu iau eu. Chiar un picoret am făcut, avem cetățenii. Să vină cu adresa. Problema este... Chiar cu ideală, fiind sus, ceva, vestă soluții, fir la poală idealului, făcut un canal de preluare și undeva spre șanță. Ok. Ok. Aia se face. Dar Daniel are dreptate. Degeaba curge așa, dacă el curge la vale. La iunire catană, aval la munte. Cum curge aval? Așa, la munte în aval. Acum curge din aval în munte. Și am văzut adesă că între drumul județene se modifice soluția. Am chemat pe de doamna directorul meu. Acolo, până nu se modifică rigorile de pe zona, să zicem, până o trece. Era Elvirica. Unde are Elvirica curată. Până jos la țarul. Până o trece către Sfântul. Și mai mult de atât, nu este de ajuns nici așa. De la Sorin nu. Băiatul cu căluț, cu calca, sau nu, de la Chirac, de la Sorin Chirac, de la Sorin Căluț, așa, că mi-a făcut un canal, să mă duc în canalul ăla vechi de spargere, iar la canalul ăla vechi să mă duc 3 metri jos ca să-mi studiu. Dar ce mă dă drumul pe retardat? Păi unde să mă duc prin bucățile oamenilor și mă înjură? Nu, dar... Recolă care a venit din patina lumea. Sigur, ați văzut că se vei da drumul de ăsta care e aici, cum îi zice, la podul Vârlar. Dar este sub canal. Sunt tuburile. Ca sub canal, dar nu mă afițat. Era copii de partea dreaptă. Un isolim, un șofiu, toată zona aia dreaptă, să duc apa la vale. Canalul trebuie să fie din spatele casei noastre. Pe canal nu poți spune spatele de tot, e mânul tot. Și atunci toată ala s-o... Și la fel, în fața ta. Apa s-o fi dat în spate. În spate era mai bine. Păi nu că inundă toate zonele respective. Domnul ăla care iese spre ferul. Nu dacă pe partea asta, apa care vine în fața ăla dă în țapă. Și apa ăla te-ai dus și dă la canal la ferul. Pe acolo, pe acolo ar trebui. În fața ta. Pentru că la tine am văzut toată o seară. Și eu vreau să mai fac pe o seară ca să văd în mult. Acolo ar trebui găsit. Deci, la Cariba, acolo. E un văd. Ei, apa vine acolo și se duce în partea stângă către voi. Și mă inund toată în partea aia. Eu, canalul ăla, care o iei Sorin Căruțașul la bază, prin Cariu, nu mai duc pe acolo. Mă duc pe partea asta și mă duc în canalul ăla vechi. Al centralei. Și atunci eu evit... Așa că canalul este destul de sus. A fost gândit pentru irigație. Pentru irigație. Adică nu e... Se vede ce se întâmplă, că dai potere. nu se știe acolo. Nu, dar este canalul ăla în primar. Drumul ăla pe lângă Sora, se duce spre canalul de la Fermă. Și le țin oare, nu s-ar putea face pe acolo un șanț. Pe Hațaț, deci. Pe Hațaț, în fața Cădriță, este drumul ușor. În market, este drumul care traversează... Tot unde este ajuns, că apar să duci la vară. Ok, poți. Da, preiau o parte din ea. Foarte puțină, ca polotii la mine l-am scuge. Nu am scuge, că el e la canal. Da, da, se preiau la jumate din Valea Pizecior, ei și-o dai pe aici. Dar el se duce. Aici ideea, că toată apa din Valea Pizecior se duce până el e la canal. El e la canal, nu mai vine înapoi. Deci când vin debitul de apă mare, e surplusul de afară. Înțelege? Indiferent de zonă. Zona de aia mea la Bacău, nu? Păi da, dar practic apa aia multă vine tot din la Islas de aici, vine foarte multă și mai sus de pe Valea Pizecior. Toată zona. Da, păi și asta. Mai multă vine din Islas decât din Valea Pizecior. Adică șansul ăla îl fac cam degeaba. Ar fi făcut un șans la Valea de Alul, dar se face și după asta traversare pentru o grădină cu la cineva care îi permite eventual. Situația e foarte ideală. Pentru că ăla vine și cu mâl, tot timpul vine cu mâl. Spală dealul și... E greazul ăla aia, să știți. E greazul. Sau picoamă sus, că dacă îi tăie apa de sus, picoamă sus cu canalul cumva pe marginea lungă, dacă ar fi posibil. E foarte greu. Picoamă sus, să vedea. Bine, scumpe, s-au găsit olandezii, au fost. Nu pot să mă gândesc la asta. Chestia asta, nu știu la asta. Asta se mărgă, modifică, proiecte, modifică, modifică la soluție. Asta se ceră. Am făcut imediat zi cu 500 milioane, am făcut un zi. Dar până să ajungi până la proiectul ăla din 500 milioane să-l implementezi, îți trebuie un an de zis. Proiect, verificat, aviz. Mai ales că noi suntem în zonă care suntem aproape, conform legislației de comunitate, îmi trebuie aviz de la Ministerul de la APN. Vă dați seama, aviz de la Ministerul de Apărării Naționale. Acolo ar trebui chemat o firmă specializată, dați niște cote și vă zic ce și cum. Sunt diferențe de ele. Deci acolo, cum zice Daniel, modificau Igora mai jos, dar să văd care e diferență. Noi am făcut până, dar nu găsești adesea de la o județeană. Deci am făcut adesea de la o județeană, care a spus să vină să-și facă Igora. Adică eu fac Igora din banii mei, mai ales acum, că dacă tot am spart Igora, le fac. Nu, 10 nimeni nimic. Bă, dar nu știu ce e bani. Fac altceva, dar nu trebuie să le bani. Dar nu trebuie să le bani. Bă, nu, ce n-ai? Da. Trebuie să mâncăm multe și... Am fost, de exemplu, ieri în comuna Tămășeni. Da. În Romă, nu? Da. Bună, mare. Între case, o rățime foarte mare, foarte frumoasă. 20 de metri, 25 de metri rățime. La un drum de 4 metri de asfalt, acolo spamenti, încă un metru de paveli, încă un metru de paveli, doamne, atât de urât. Ce prostie asta, nu? Ai un tol frumos, rățime, dai un 6 metri rățime, mai dai un acostament de un metru. Faci șanțul, fă o pistă frumoasă, deci nu mi-a făcut să știți. Asfaltul ăla se vedea că e de pe timpul nemții și o comună mare, dă o fi. Comună mare, 10.000. Dar tu te rog frumos să știi să-l pune de repede. Stai să vă știi? Să vă arăt. Dar, așa am dus cu asfaltul de la Criștiul. Da. Să nu prea ei probleme mari și la furigorile. Deci nu se mai uita la nivel, s-au dat să-și era drumul la terminal. Dar nu cred că mă acolo, e o problemă și era BGJ-uri. Drumul de așa se uita la cel prin tot drept. Doar o idee din canal. Iar canalul, deja, canalul nu e în pământ, canalul de pământ. Mare vitingul mineral german se trecea, este sunt tuburi de 500 băgate pe sub canal. Deci este traversare. Apa, ca să nu-ți mai ducă la Sorin, nu se treacă și se ducă pe când de lângă el. Ei, lungim canalul curățat și se duce tocmai la Taslău. Da, da. Înțelegi? Și apa s-ar duce de aici s-a țățat, face curbă, se formatează acolo podețul ăla și de asta... Înțelegi? Pentru că nu-i dăm voie să fie apa pe de leu. Ei, dacă s-ar duce apa să ducă pe partea dreaptă, cum se duce la pe drept, să-ți ca ți încheia ședința.